Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox, dragi prieteni. Astăzi voi avea sau am avut deja un examen destul de greu la școală, deci sper să mă fi descurcat. Știu că mi-a ținut voi acolo pumnii, mi-a spus prin comentarii, nu știu exact dacă ăsta apare primul episod sau nu, dar nu mai contează, probabil când vedeți episodul acesta ori sunt la examen, ori l-am terminat deja. Bun, astăzi de ce vreau eu să ne ocupăm, am luat-o aici alături de mine pe Vanessa. Cum naiba se iese din clădirea, uite în față, mă zboară, ești nebun. Mi-a zis câțiva dintre voi băjeți să ne jucăm jailbreak, că s-a adăugat câte ceva. Mi-a zis și Guțic, shout-out către Guțic, abonatul nostru. Bună, spune și tu bună abonaților, Vanessa. Are level 50, draga mea Vanessa, și doar 53 de milioane de dolari, adică e pistol cu apă, să spunem așa. Facem o mică paranteză aici alături de abonați. Nu uitați că avem un giveaway în desfășurare cu o consolă PS4, Nintendo Switch sau Xbox One. Una la alegere în caz că veți câștiga. Tot ce trebuie să faceți este să descărcați jocul Lords Mobile din linkul din descriere. Vă va apărea o pagină, dați download și ați descărcat jocul, v-ați înscris. Persoana cu cele mai multe puncte pe care le generează jucându-se va câștiga. Vedeți tot așa pe pagina respectivă un link. Leaderboard, tabela de scor și primul de acolo la finalul lunii o să câștigi o consolă la alegere. Veți fi contactați pe e-mail, pe e-mailul de la contul de Google Play dacă sunteți pe Android sau de pe iOS, pe App Store dacă folosiți iPhone. Continuăm cu episodul. Hai să încercăm să scăpăm. Ne băgăm? Încercăm să scăpăm? Intrasem pe un server full de abonați, dar nu vreau să joc așa încă. Și era pur și simplu nebunie, eram tot serverul doar abonați. Dar am zis parte de începutul episodului să o facem cu câțiva și după aia intră pe parcurs restul. Bun, mai avem unul cu noi, cum te cheamă? Nu văd, în fine nu mai contează, cred că Andrei. Nu, ale ceva. Aha, uite-l aici. Era jos. Hai că suntem câțiva prizonieri. Bă, mi s-au schimbat hainele. Da. Înainte știu că nu se schimbau, trebuia să te duci tu, să dai click. Vai de capul meu, uite-te la Vanessa, mă. Mănâncă și ochianele când văd atât de mulți bani. Nu știu de unde are atâția bani domnița asta, dar pur și simplu e money kicks, așa se zice în... Bă, nu știu ce neba, ce pot să... am Uzi ăsta, da, e Uzi. Da, așa se zice când ai foarte mulți bani, money kicks. Adică, eu câți bani am, ia? Bă, cum le joacă, mă, direct la elicopter. Bun, am înțeles că s-a adăugat un avion, s-a adăugat alb-negru, văd că îi place. Unde neba sumă? Sunt aici, am 200.000 de dolari, are 50 de milioane. Ok, bun. Hai să vedem. Hai la elicopterele alea noi. Ia, avioane, pardon. Așa, avem o corabie. Era înainte asta? Nu cred că era, băieți. Avem niște chestii prin aer. Aha, am scăpat deja fără. Uite câți criminali, bă, băiatule. Toată lista de criminali. Vorbesc abonații, ne urmărește deja cineva. Aha, aici. Seamănă puțin cu aia din GTA San Andreas? Nu, nu seamănă. E doar cu un loc. Bă, e doar cu un loc. Pot să stau așa pe el? Da, e un curg. Și aici e secția de poliție sau cine e, bă, asta? E aeroport, mă. Băi, lasă-mă, cel mai mic aeroport pe care l-am văzut vreodată. Și ce e asta? Aha, e partea de... ok. Înțeleg. Dar ambele au doar un loc. Of. Deci nu pot să le pilotez. Păcat că nu merge să dai altcuiva să... sau merge. Nu cred că merge, nu? Ia. Că se întâmplă ceva. E un milion de dolari, e destul de mult, adică am 200 de mii. Da, bani, bă! M-au mituit bani! Bani, bă! Haide, Rafa. Bun, eu sărac. Doar 3.000 de la Dodge King, bă. Cred că ai cooldown, nu poți să iei banii unii după alții. A, iată ce mișto e ăla. Haide, mă, cât de repede merge. Da, nu știu cât de bun este Vanessa ca și pilot. 200 de mii ăsta nu-l permite, mi-a. Na, bele. Stai, bă, Mihăiță, stai, bă, așa. Bă, ce naiba...
Nu știu, para. Bă, cât de mic e avionul ăsta și ce mare e caracter. Nu înțeleg cum fun... Mamă, n-ai, mă, cum să zbori cu asta? Pe bune, mă? A, zbor din mouse, ok, în aer e decent, în aer, în aer e decent. Ia, hai să intrăm în circulețele astea. În aer e decent că îl controlezi din mouse, cred că pe telefon e foarte greu. Ok, retrag ce-am spus. A, trebuie să treci de bara aia ca să poți să zbori. WASD nu merge, de fapt S-ul e pentru pauză. Pauză, genea frână. Bank is open, Rafa. Hai la bancă atunci. Dacă nimeresc eu orașul. Cred că pe aici era pe undeva. Nu. Mai la stânga. Bă, vine să întorcă bățâna așa. Eu cred că pe telefon e greu să-l controlez. Nu știu cei care jucați, voi știți. A, poți să tragi? Nu poți să tragi. Bă, ce... Ok. Aia nu e banca. Ăsta e mult prea scump, Bugatti-ul. The vehicle is locked, a dispărut cu totul. What? Bă, m-a arestat Mihăiță. Mihăiță Piticu m-a arestat. Este o zi frumoasă de marți, de luni. Au venit băieții cu elicopterul. Gata. Așa se scapă din închisoare, băieți. Nu mai stai să te cari tu prin... Uite că tu am mingea. Nu mai stai să te cați tu prin, să intre prin tunel, să faci chestii, na. Direct scăpăm. Mă, nu știu ce arme ar trebui să-mi cumpăr de aici, nici nu mai am bani, mai am doar 35.000. Deci luăm doar asta. Așa, ne urcăm la loc, doar așa ca să ne putem apăra, nu știu cât de damage dă aia, dar mă rog. Mai putem jefui banca? Nu mai am eu cardul, dar cred că are ea. Ce e chestia aia? Parcă ne-am uitat doar cu tine, baza militară. Avem trenul. Bă, nu știu dacă în vreun episod am reușit să jefuiesc banca aia. Cred că data trecută am reușit. Ia, hai că ne încercăm norocul. Ok. Și aici îți trebuie cărdulețul. Opa! Mamă, ce se întâmplă, mă, zici că suntem într-un film. Ia! Păzea, 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 băieți. Hai că sunt mor deja. M-a tăiat direct pe mijloc. Se întâmplă chestii, băieți? Bă, what? Bă, dar prost sunt și eu, m-am pus în spatele... Bă, m-am pus în spatele ușii, am uitat că se deschide în partea... E ok. Ne umplem sacul. Mai mult ca sigur mor, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur vă zic, băieți, că o să murim. Poți să dau upgrade bag? 300 Robux, foarte mult. Așa, așa, așa. Nu știu cum mă feresc eu de laserele alea. Ce mă? Omorâți-l pe Mărlan! Cine v-a s-a întâmplat? What? Ce s-a întâmplat? Bă, ăsta vrea să mă aresteze iar. Care m-a arestat, mă, dar recuza asta? Am fost arestați. Cum am fost arestați când nu sunt în închisoare? Ne-a dat pe toți afară. Eee, Mărlane. Bă, eu nu mai știu în care să trag și în care nu. Că unii sunt abonați și alții nu. Bă, nebunesc. Bă, nu știu în care să trag. Doamne. Dubla 1 miliard. Ne așteaptă direct cu elicopterul. Asta e nasol când joci cu abonații și nu sunt toți. I guess. Adică, na. Prefere și vina mea, dar nu e vina mea. Dacă înțelegeți ce zic. Bine că nu toți abonații vor să mă ajute. Unii sunt abonați și tot vor să mă aresteze. Boss, ia uite, cargo train has entered the map. Ok, deci ne-a oprit să mai jefuim banca, ce ciudățel. Ce s-a mai adăugat pe hartă nou? Am văzut că s-a adăugat... Uite mă, de aici îți luai hainele înainte și luai o armă. Shotgun-ul ăsta nu l-am deblocat. Oh, așa mă, mai vii de acasă, ia uite mă cum sunt. Și cu ochelarii și cu bandana. Uuuu. Nu te pui cu mine. Bun.
Ne ducem la loc. Stai băi, așa, unde pleci? Du-mă la corabie, nu știu, undeva. Ce naiba e asta? Vreau să văd ea. Care e faza cu zona asta? Care e faza aici? Vreo comoară? Ce zice? În cușca asta vor apărea codații. Ah, cei care au avut coduri și au fost banați. Ah, înțeleg. Și nu mai pot să mă urc înapoi pe... Ah, ba da, ba, ia. Yo, yo. Nu e vreo comoară, nu e nimic, ar fi fost mișto să fie. Ah, ce zic, băie, ține, va aduce ceva un item nou din cât ni s-a spus. Aha, deci vor adăuga ei, bun. Hai să nu intrăm la driver, la pasager. Bun, cutia jailbreak. Chiar că e jailbreak, ești într-o cușcă. Așa. Ce putem noi să mai facem? Ce putem să mai jefuim așa pentru episod? Oh, ce e asta? Ce e asta? Asta e ceva nou, bă, e jailbreak power. Nu e voie pe aici. Ia că știe Vanessa. Și sunetul ăsta de la ploaie s-a stricat. Asta este o centrală de... Măi, nu trage. E o centrală de putere. Hack the computer, drag the connect. Aha. Ce ne vrei să fac, mă? Aha, am înțeles. Ok. Hei! Mamă, era să calc pe ăla. Îmi plac sunetele. Opa. Hai că facem parkurianu. Hai, geam acolo. Nu! Am jucat destule obiuri ca să sar peste mâzga asta. Bun. Așa. Deci asta e centrala de putere, aia încercam eu să spun. Perfect. Mama mea, ce e aici? 2 la 2, 4 la 4. Bă, nu te cred. Cred că am stat 10 minute ca să fac puzzle-ul ăsta. Ok, l-am făcut în sfârșit. Mama mea. Și ce fac? Uranium value. Sell to collector. Du-te. Ah, l-am luat și trebuie vândut repede. Oh, înțeleg. Ce chestie. Păcat că n-am prins pe filmare când am făcut puzzle-ul. Dar v-am arătat în mare parte. Erau foarte dubioase. Unele nu trebuiau conectate dacă erau una lângă alta. Aia nu înțelegeam eu. Și nu-mi așa. Îi scade valoarea. Bă, e bine 5.000. Dar ajunge pe la 4.000. Gândiți-vă că sacul de la bancă era 4.000 dacă l-upgradam. Aoleu, Vanessa. Banii mei, Vanessa. Să duce banii. Cu 4.000 rămânem stăra asta. Da, 4700. Bă, mișto asta, mi-a plăcut. Level 10. Ok, oare pot să-mi dau jos asta de la gură? Nu cred că merge. Nu, nu merge. Ok. Mi-a luat Dodge elicopterul. Ce naiba e aici? What? 50.000? Nu am 50.000. Nu am 50k. Nu mai am bani, că am luat elicopterul, că am luat avionul. Să dea repede careva. 10.000. Se rezolvă, mamă, uite-te și tu, mă, cum îmi dă Vanessa banii. Bă, wow, mersi mult. M-ai făcut bărbat, Vanessa. Dar asta se duce, mă gândesc, nu? E... Per use. Cum e pe zbor, mă, cu el? Era fost zbor... Măi, cam scump dacă stai să te gândești. Bine, pentru ea nu, că are mulți bani, dar... Ca idee... Asta e tot use-ul? Gen, da, nu. Nu se reîncarcă în timp? Uite, mă, bă, zici că am ieșit de la area 51. Țineți minte misiunea din GTA San Andreas? Este un cap de reptilă? Hai că am zburat și cu jetpack-ul. Bă, uite, mă, cum fac! Uite, ce... Aoleo, refill. Refill is standard fuel, free. Mi-a căzut părul. Did you get that on camera?
Da, am prins pe filmare. A, bine mă, că uite, mi-au scos hainele. Mergem până în orășel, băieți. Nu mai știu de unde îmi luam eu mașina. Că aveam eu o mașinuță tare a mea. N-am vrut să sar de aici, pardon. Mă arestează ăștia, bă. Uite, bă, ce... Nu, lasă-mă în pace! Nu! Lasă-mă în pace, scârbă! Care ești, mă? Care ești, mă, că te termin? Uite-i pe ăștia, bă, n-ai mă treabă cu ei. Oamenii chiar vor să mă aresteze. Voiam să-mi iau mașină, dar nu știu unde e. Aia era, mă? Nu era aia. Hai că m-au și arestat. Uite, mă, ăsta ce mă enervează. Mori, mă, urâtule. Mori, mă. Mori, mă, urâtule. Urâtule care ești. Gata, ho. Eu tin la ăștia, bă, e pe bune. Vreau să mă duc acolo, la casa mea, și să-mi iau mașina. Fac scheme cu avionul ăștia. Da, suntem cam pe moarte, dar e ok. De aici vreau să sar. Cu parașuta, bă! Căp, dă-mi el! Căpșorule! Dă mașina asta, deci nu mai poți intru în casă, ești nebun. Rent. Nu mai am bani de chirie, bă. Bă, nu mă... Bă, eu nu mai înțeleg ce se întâmplă aici. Tesla asta câte? 16.000... Câți bani mai am eu? Stai așa, am 700 de dolari. Am înțeles. Merge aici să intru singur? Da, mă, mergem. Și spawnăm mașina noastră. Un lam... Mamă, vreau asta. Cine mai ține minte, băieți? Păi și? De ce nu se... Foarte frumoasă, draga mea. Look at me, boys. Uite, mă, cu bolidul la plimbare. Aveam bani și de chirie, dar... da, m-au dat și afară din casă, se pare. Mamă, merge mai repede cu spatele asta. Ia uite, mă. Eu sunt la bancă. Care vrea, mă, să mă aresteze, a? Ăștia sar cu parașuta, i-ați văzut, băieți? Trecem și prin tunel așa. Mai plimb și eu, mai distrez. Ia uite, mă, Rafa! We are flexing, boys. Ce? Cu ce naiba mașină mă flexez? Că e ieftin asta. Nici mai știu cât a fost, de fapt. Ce e asta? Pick up briefcase. Am găsit o lamă pe Fortnite. Iată, bă, banu! Dacă mai strâng puțin, am bani și de chirie luna asta. Nu mai dau ăștia afară. Merge pe apă mașina? Hai că merge pe apa mașină. Cred că mă văd aia din elicopter și se întreabă cine va face, mă, tantalea asta. Avea și boost parcă la mașină, dar nu mai știu pe Q. Hai, draga mea. Hai, draga mea, așa te vreau. Bun, hai să mai jefui. De fapt, vreau să mă duc înapoi la avion, dar nu știu încotro e. Ați văzut și asta cu pompieri. Care, bă, e destul de tare. Stai așa că mă urmărește un polizist. Cred că sunt abonați care vin după mine, dar e ok. Da, aia cu pompieri am mai arătat într-un episod. Caut, dar nu e mai aici. Zona aia cu avioane. Ba da, cred că asta e. Cred că asta este, boys. A, și nu avem voie să intrăm decât așa. Nu mă aresta, lasă-mă să zbor cu avionul. Să-mi fac de cap. Vreau să vedem ce mai jefuim. Îmi place update-ul, nu pot să zic nu, nu pot să zic că nu-mi place. Mi-ar fi plăcut să pot să conduc avionul ăsta, dar na. N-avem valuta. Cine e, mă? Nu vreau să mă aresteze, că n-are alea. Bun, mergem și noi și în avionul nostru de buget. Poți să-l tunezi? Că am văzut că era colorat. Cred că de aici îl tunezi. Da, uite mă, eu pot să spawnez. Mama, așa prost sunt, eu am plătit Robux ca să spawnez mașina oriunde vreau. Băi, nu mă aresta, mă, bă, băiatule, bă. Bă, ce oameni, mă, și apoi zic că sunt abonații mei. Și l-ați văzut ce vrea să-mi facă, băieți. Vrea să-mi facă rău. Facă ce vreau eu, se zice. Ce se întâmplă dacă trec în cercul ăsta? Vreau să știu. Nimic nu se întâmplă. Poate e o ordine. În fine, nu mai contează. Hai să mergem să jefuim ceva. Ce putem să mai jefuim? Ce putem să mai jefuim? Inspectăm noi ce se întâmplă aici. În baza militară. Pot să intru? Sau nu mă lasă ăștia? Trage în mine? Ia.
Ce s-a întâmplat? Oh! A căzut de tot avionul. Iar vin ăștia și mă arestează. Ah, uite-mă, uite-mă, Vanessa. Ce e asta? Mă transform, băieți. Capăt super puteri. Ce naiba asta? Ia ca pe Fortnite. Vila aia. Hai că oric, zi unde jefuim. Așa, nu știe nimeni ce e aia? XD. Asta să scrieți în comentarii, băieți. XD. Scriu și eu. XD. Deci când cu Răzvan, cu Aloman, Relami și cu Vanessa. Unde ne-am ajuns, mă? Eu mă uitam la caractere. Bun. S-a întâmplat, băieți. Chiar acum, live, vedeți pe episod. Fură pterodactilul ăsta, ce-o fi. Misopotamia. Fură, ia toți banii, 5 kg. Hai, mă! Nu-mi fura oasele. Ia mâna de pe oasele mele, Vanessa. Că e important. A băiat 8 kg și te costă mult, mă. A, cred că se aplică la ambele, la 300 Robux, așa e, băieți? Se aplică și la asta și la celălalt. Trebuie să facem puzzle-ul. Haide. Cine vrea să-i faci, mă? N-am înțeles niciodată puzzle-ul ăsta. Bă, o dat unul, eu am dat. Tragem de... nu merge. Eu m-am apăsat. Voiam să văd ce se întâmplă. Ding! Duc cu Porsche-ul, băieți? Ia, mă, pot să-l modific? Da, bă. Exit garaj. Hai încoace. Nu știu să conduc, dar e ok. Ne descurcăm noi. Ne-am înțeles combustibilul ăsta. Cum faci jos de el? Uite, am crezut că pot să mă cațăr așa, dar nu merge. Cum se umple combustibilul ăla? Cumperi, ce-i faci? Salut. Salut, Răzvan. Salutări. Încotro naiba e bază de criminal. Cred că mă duc bine. Nu sunt sigur, băieți, e ok. Bă, îmi place jocul, ce să zic. E mișto, e mișto. Pentru un joc gratuit e chiar fain. De cineva de unde e cou? Mă, cum sunt elicopterele după mine? Zic că sunt căutat ca pe GTA. Da, pentru un joc gratis, vă spun sincer, e mișto. Adică eu dacă aș avea 10 ani, eu chiar m-aș juca asta, gen... și off-camera și așa. Acum mă juc și alte jocuri, știți la ce mă refer, dar dacă aș fi mic și m-aș juca Roblox, este un joc foarte tare. Adică, chiar îmi place. Foarte bine făcut și se ocupă de el omul. Am luat și cash-ul și dau și E-Dance. Dansez cu abonații. Eta. Na. Ia uite-l pe Răzvan, ce zâmbitorie. Nu dansează nimeni? Ai de capul meu. Bun, băieți, nu știu exact ce naiba s-a întâmplat în episodul de astăzi, dar cred că putem să ne oprim aici. Am făcut destule. Dacă mai vreți să ne jucăm Jailbreak, îmi spuneți în comentarii și puteți să lăsați și sugestii de alte jocuri care ați crede voi că ar fi interesante să le jucăm. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!